Știi, vreau să te întreb o chestie. Ce facem atunci când încercăm să ridicăm nivelul utilizatorilor și al nevestelor noastre? Și ne lovim de faptul că nu mai găsim de acine. Putem să vedem un vreți mai inteligent, care ei interacționez cu preocupacele de oameni noi. Ce facem atunci? E o întrebare foarte bună. Eu nu am gândit la Facebook-ul ăsta, în Facebook-ul ăsta, Facebook-ul ăsta, să-l iau în considerare. Însă cred că pentru anumite branduri, volumul nu va mai fi important, ci calitate. Însă cred că și la conversie, dacă vreți, pe anumite branduri, numărul mai mic de fani poate să-ți aducă mai mult business ție și aici Alex poate să mă secundeze. Nu cred că vă doresc că nimeni să devină judecat de cât de fani ca poate a fost un status pe Facebook. Și oamenii se mai schimbă, lucrurile se schimbă. Astăzi este clip ca aici, vezi aici, mâine o să fie altceva. S-a văzut AdWords-ul care a spart în ultimele 3 luni, are scădere de trafic. Tot lumea, tot în New York Times o să aibă mic încredere. Sincer, mai... Eu nu am un brand așa mare cum ai tu în grijă și voi sunt un brand generalist, cum spun, un brand cu milioane de clienți. Mai ales că este și de consumer, de consumer goods. Dar o bancă, nu cred că ar vrea, dar oamenii, pentru că dacă îi îndoptătești și te duci acolo, o să ai mai multe telefoane în consentă, că n-am înțeles ce era token? Nu știu, poate voi de lucrurile altfel. Eu cred că în țara lui Dorel, cred că trebuie să, nu să facem dilema ziar național, dar înțelegi? Adică e o chestie de statement. Poți să mergi cu go with the flow, poți să mergi. Poți, dar ia o altă. De ce vrei să copiezi ce fac toți ceilalți? Pentru că lucrurile astea, ce n-am zis eu, le fac toate brandurile. S-au uitat în afară în top 20 la nivel mondial, sunt convins, dar din cap dacă nu e așa. Deci dacă am văzut, și au văzut, faceți cumpărătoare? Și noi. A făcut Coca-Cola în șef? Facem și noi. Cu Pepsi în șef? Facem și noi. Dar ei l-au făcut, știi? Anul ăsta nu o să mai fie anul ăsta al lucrurilor puierile. Încearcă să găsești ceva al tău, acel lucru care animă pe ei. Da, asta știu, ca feedback cu oamenii și de la alții. Nu mai am like-uri, nu mai am share-uri, dar parcă am murit mai devreme. Cum vă mai faci share-uri? Deci e misiunea ta să ai consumator mai bun sau să go with the flow, mai cu două. Noi nu sunt psiholog, deci sunt la counselor, vă rog să... Deci am făcut doar un semestru la psihologie și pot să-mi arăt această... Dar îmi dragă să am încredit. Alte întrebări. Alina Masie sunt și aș vrea să întreb... Pe tine, da. Ce ne facem dacă utilizatorul de Facebook nu este nevasta, ci bărbatul? Bărbatul cu care încep să comunici și când îl întreb ceva, dacă doar îți dă like. Dacă mă cheamă Marta la următoarea competiță și sunt iarăși ultimul și nu sunt afară listei, vreau eu să pregătesc. Știind că sunt mai multe doamne și domnișoare în sală, am vizat acest lucru pe lângă farmecul meu personal. Și știind că sunt prieteni cu mulți bărbați din sală, n-am să-i pun într-o... nu mai mergi tot la bere după aia. Te refer, acum fără glumă, te refer dacă ai un target de anumit tip sau la ce? Nu, mă refer în general. Încerci să comunici, vrei un feedback, și nu-l primești. Și nu-l primești. Așa că se bărbați. Da. Adică, dar nu ascultă și nu... Metaforic, mă vine așa că ai primești multe like-uri la o întrebare, dar niciun răspuns. Încearcă să-i găsești pe cei întâi, pe cei care sunt cei mai activi, acei top fans. Sunt niște mici aplicații gratuite pe care le poți instala și îți arată, nu știu, pe lună, pe săptămână, cine a fost cel mai activ pe pagina ta. Cred că poți să încerci și privat, în funcție de cât de satisfăcut sunt de tine, că poate să fie top fan, dar să fie unul care te jură. Dar el arată, Facebook nu vede asta, îți arată care are activitate. Și atunci începi cu aia. De asta se fac și studiile pe șantioane reprezentative, o dată să fie reprezentativ la nivel informațional și să se arată anumiți oameni, să știe să scrie, să citească. Și, așa că încep cu aia mai interactiv și poate fi contabile, poate un incentiv
Mai puteți să încerci. Dacă ai făcut ceva și asta e chestia noastră în română. Noi suntem reacti, noi ne îmbolnăviți. Știi? Americanii sunt fight the power, știi? Fight the illness. Deci, nu te opri. Noi, eu sunt de la dezvoltatori imobiliari, sunt și am o întrebare pentru că ai spus să nu tratăm utilizatorii de Facebook ca și cum ar fi vecini. Ce te faci dacă sunt, de exemplu? Băi, mă stărni să zic lucrurile de ce sunt branduri, dar te rog, continuu. Ce facem dacă... Am creat pagina și am lansat o campanie cu o persoană care cerea să, dă, să dea oamenii like-uri ca să facem 5.000 de like-uri, să dăm cum e. Și oamenii nu dă like and share. Deci trebuie să dea like la pagină, share la poza cu concursul. Stupid is, stupid does, ce zicea Corăzgan? Cam asta e, că dacă tu vrei să facă asta... Nu știu, am dat like la pagină. De ce trebuie să facă lucrul ăsta? Tu ca brand să te întrebi înainte, pentru că prin acțiunile tale, tu dai, scuze-mă că spun și nu mă vine, și tu o parte de către stupizenie. Că tu îi pui să facă lucrul ăla stupid, nu-i pune forța cu mine. Like-ul face mulți bani, face multe vizite. Ai măsurat asta? Nu era mâncat acolo. A, nu era încă acolo. Întotdeauna mea nu era pe mâncat acolo. Dar ideea mea era, nu puteam să dea la imapagia. Deci eram stupiți. Ce te faci? Păi hai să spun, câți dintre voi au fost pe Facebook în 2007? Deci, 2008, ce crește? Rising, da? Și bandiți că la început, când au apărut primele pagini de brand, americanii puneau săgeata aia cu like aici și puneau că erau multe chestii, stai cu dată fani cu un fotbalist de la Manchester United care stătea așa, că a dat gol, dar de fapt degetul era îndreptat exact în locul unde era like. S-a făcut în America, o poate la noi, o să treacă, o să fie din. Don't worry. Dar pentru site, dacă vrei să duci pe site, atunci trebuie să faci mult mai mult și cred că din prezentarea lui Alex ai multe informații și de la Sunt Gabi Trestan, eu gestionez pagina de Facebook a IMN-ului și da, ai ședea pe pagina de Facebook. Știu că e o imită. Bine, ce e NL? Ce e NL? Mulțumim pentru sponsorul principal în acest timp. Întrebarea, ce te faci dacă nu îți iubești cineva? Sau, mă rog, nu te-ai căsătorit cu femeia potrivită și îți dai seama după. Adică... Poate e mulțumesc. Aplauze! Deci, eu știu că ați fost expuși la foarte multe, dar acum și mă scuzați la foarte multe statusuri. Dar voi că nu cred că ați văzut cum am făcut Facebook-ul ăsta. Ce vreau să zic, de fapt, e că atunci când te-a pus să faci o campanie sau când se dă niște strategii, niște tehnici, obiective, ce fac? Și ai ajuns la niște... Și exact ce vă întrebați voi când v-am zis ce face. A, are e dat pagina Facebook, îți dau și eu like. Sau dau like, ajung acolo, sunt prietenii tăi, mă rog, soția ta, dar, de fapt, nu pot să fie neapărat, acolo nu sunt stat că... Soția mea e de tine, m-am prins, dar vreau cum zic. Că, să zicem, nu sunt clienții tăi potriviți, nu sunt audiențul tău potrivit, dar tu, de fapt, ai plătit niște bani pentru chestia asta. Mă aștept că o să zici, bă, ok, fă-ți o campanie și asta vrește și unul clar, foarte bine criteriile ca să ajung la cât mai mult. Dar foarte mult se cadrează în criteriile, așa nu sunt soția potrivită. Păi, aici este răspunsul. Răspunsul este, în ceea ce spune Dumnezeu înainte, că vrem mai multe like-uri, știi? Adică, la un moment dat, ajunge la ce vă spuneam eu, nu o să mai conteze cantitatea, uită de ei. Uite și mă concentrez pe cei care sunt în relație cu business-ul meu. E cineva care are și mobile, aplicația de mobil, are deja cumva prin telefon, nu știu de acum 4 ani, când aveți să fost un client și știu. Înțeleg? Păi, mă, gândiți-vă cu o bancă, da? Are carduri, are aplicație mobilă, sunt, nu știu, de la 2 milioane, probabil un din 3 are și aplicație, ceea ce e foarte bine. Da, asta înseamnă că și eu folosesc și eu îmi concentrez pe cei pe care cu timpul să se educe. Adică e ca cu internetul, nu ne puneam internetul înainte, că mai generii și ăștia de la Politehnică știau ce la internet și cum să folosesc. Acum, și voi, toată lumea are și capetul și nu mai e așa.
un omin, ceva, dar și curent. De unde trebuie? Bun, deci... Ai vrea să repet o la întrebare, Claudie, așa ca o mențiune. Deci, înțeleg că problema e cu reach-ul pe mesaj publicat pe pagina de Facebook, practic. Deci nu sunt reacții. Și la tine și la tine, nu? Adică vezi despre asta e vorba. Cum îi faci pe oameni să reacționeze mai mult? La mesaje deștepte, ok. Acum, când zici mesaje deștepte, sunt mesaje deștepte că... Revin la exemplul pe care l-am dat și în prezentare. Ca să... Facebook poate fi un barometru, sau e de fapt un barometru pentru companii, să-și dea seama un pic, e prima dată, dar nu cred, când își pot da seama și companiile, cam cât de plictisitoare sunt. Adică, fără glumă acum, dar din nou, hai să începem un pic să ne punem în hainele omului care vede mesajele pe care le publicăm. Și de fiecare dată când publicați un mesaj, vreau să mă întrebați what's in it for him? Adică, când mă duc la magazin, adică n-are legătură cu voi, e cu totul și totul altceva. Când mă duc la magazin și cumpăr produsul unei companii, dau niște bani și primesc înapoi un produs, da? Care e bun, că de-aia l-am cumpărat. Am ales să-l cumpăr, dar primesc înapoi un produs. Ca să facem o paralelă cu chestia asta, când compania îmi pune o întrebare pe Facebook și vrea să reacționez, what's in it for me? Eu ce primesc înapoi? Pentru timpul meu, dacă mi-am luat din timp să răspund la întrebarea pe care mi-a pus-o companie. Eu nu înțeleg foarte bine de ce companiile își doresc ca fiecare mesaj pe pagina de Facebook să aibă reacție. Cam nu te poți transforma într-un om, da? Compania nu poate fi un om care publică acolo când se duce la mare, când face nici măcar profilul personal de Facebook, nici pe profilul personal de Facebook nu ai reacții în fiecare. Și ăla n-are scop comercial, n-are nimic. Eu zic să încercăm ceva, scuze-mă. Eu am început să fac ceva. Am prieteni pe care poate și nu iau like. Îmi place, nu place să dau like. Și după aia, dacă nu mai facem, o să zică că ai greșat la Facebook. Am eu o completare la ce spunea Claudia. Cine a văzut pe Facebook celebrul set de fotografii A Mommy from Russia, pe Rusia, Photograph her baby in the wind. Așa era, ceva de genul ăsta. A Mommy picture with a baby exact la Facebook. Voi v-ați dat seama că femeia era fotograf profesionistă, adică bănuit. Cu aceeași dat click, a mommy took pictures of her whatever son versus a professional photographer took winter photos. Cu aceeași dat voi, aici e răspunsul la mânia, poți să ai tu content după care vrei tu cel mai, nu mai Andrei Pleșu. Serios! Poți să viralizezi un film numele, evident, cel mai... stâlpul intelectualismului în România, într-o comunitate. Înțeleg? Am răsit la compartele voastre pe Facebook. Dar dacă tu nu împachetezi, este a mommy versus a professional photographer. Care la... Aici este. Filozoful cool. Filozoful cool, și un clip aici, vezi aici. Șoc. Deci
eu aici cred, împachetarea, contentul e super ok în toate cazurile. Dar chiar și așa, reacțiile, ca să obții reacții de la oameni, bă, conținutul ăla trebuie să fie, trebuie să fie muncit, trebuie să se vadă că e muncit și nu muncit, din nou, nu muncit, au dat bani pe poză. Nu, muncit, luat, făcut niște luni, research, scris, copywriting de calitate, poză de calitate, cu cât e mai, da, și stock photos, încerc să aibă niște probleme. A fost un viral săptămâna trecută pe Facebook cu poze făcute, da, poze care arată bine versus poze stock, da, pozele alea, oameni care stau la calculator și, nu știu ce, stock photos. Nici alea nu mai fac ce trebuie să fac. E complicat, e complicat. Da, referitor la What's in for me, ce te faci în situația în care romul Brad, care are foarte, foarte mult fun și asta este stată, îi pui ceva pe Facebook, conținut, n-ai reacții, poate ai și niște dislike-uri și dacă pui o floricică, o păpușică, uite ce bebeluș frumos în momentul ăla, dragă brandule, îți mulțumim și ai like-uri și reacții și cam așa funcționează Facebook-ul în ziua de astăzi. Și atunci, ce faci în astfel de situații referitor la acest lucru? Păi, floricelele și copii sunt ok. Pisicile sunt ok, deci nu am zis nimic de ele. Eu am spus să nu îndotocim cu chestii de genul ăla, like în 3 secunde cu chilit, adică tămon. Da, ideea e că... Sau cine scrie un nom cel mai lung într-un comentariu? Hai să vedem cine îmi pleacă. Și aia încerca liniște de oameni, 300 de oameni, nu se dă seama că unul poate pune pe tastatură și unul a fost mie chiar un nom și chiar nu. Conținutul de genul, dar conținut de genul la oricine reacționează. Poate orice companie din lumea asta, dacă pune poze cu copii, pisici și floricele și prăjituri, oamenii vor reacționa, este o reacție emoțională mai degrabă, reacționezi, cum să nu dai like la o poză cu pisică care se joacă, da? Adică 90% din sala asta probabil ar da și eu am 10% n-am dat, nu că nu le place și că să nu fie în rând cu ceilalți, da? Deci toată lumea dă like la o poză cu pisică, întrebarea este cu ce te ajută, adică nu cumva e mai... Îți strică și statisticile, că aici e problema, știi? Te uiți după aia în insight și vezi, eu te-am publicat ceva luni, practic am putea să avem 33% de engagement și noi pe restul mesajelor noastre avem 2%. A, e clar, e ceva neregulă. Cu copiul, cu poza, cu... Nu! Atât poți! Hai să limităm, știi? Nu poți, nu toate companiile pot fi Starbucks, Coca-Cola. Asta să fie așa, un statement. Tu poți atât cât poți. Tu ai o rată de engagement de 2%. Oricum nu contează foarte mult, oricum te ajută atât de mult. E mai degrabă o chestie de vanity, da? Aia-s vanity metrics, like-uri, engagement și așa mai departe. Hai să ne... prezentarea, da? De marketing, mă rog, nu mai tehnic. Și mai e ceva. Anul ăsta, un studiu ne-a publicat și ne-a făcut încă spune că vor fi încă 5.000 de pagini noi pe Facebook și toate vor face până dimineața cine are câte o băutură rece. Trebuie să ieșim de acolo. Nu știu cum o să vă uitați, pentru că unii fani răspund la floricele, dar ai și fani când ești în ai și cu componentă B2B sau ai pe premium. Și omul ăla a trecut floricele când eu tocmai am făcut în grădina soarelui din Singapore. Mă scuzați, dar nu prea mai rezonăm ca brand. Adică trebuie să uită la fani. Voi sunteți un brand overall mare, umbrelă pe toate segmentele. Ai low, medium și probabil premium, nu știu în zona asta. Premium, dar bănuiesc că este ceva. Trecut la premium acesta. Va fi în curând, va fi o linie. Să stați, va fi adus aici. Și comunicați pe aceeași pagină, probabil. Ai trei tipuri cu trei mindset-uri diferite pe care trebuie să... Ok, dacă vrei popor, pune-ți toți pe alea de masă și numai show-urile alea TV la care nu m-am uitat niciodată, dar le poți spune pe de rost. Știi? Și ai masa acolo. Dar întotdeauna ai nevoie de masa aia. E chiar și pentru cei care sunt în chestiul de masă. Sau poate mai un lucru. Ne uităm la Facebook ca la televizor. Cam e pe acolo, că acum am spus după timpul Facebook și să ne luăm de pe televizor, nu știu, da? O să folosesc Facebook pentru un target, o să mă duc pe TV pentru un target, o să mă duc pe libertatea, că e tipul aici pentru un target foarte, foarte larg. Poți să nu faci segmentare și targetare pe oraș, dacă vrei pe Facebook, ceea ce, să zicem, TV-ul nu-ți dă pentru că stații locale nu sunt în puterea celor centrale. Și atunci te faci strategie, așa, nu știu, channel, de break, cross-channel, cum mai zic, nu știu, așa. Și la prima dată la cum ești pierd, i-am atins pe aia, pe aia am atins, i-am atins și pe aia din negru, i-am atins, bă, dar pe aia premium, i-am atins.
Am un prieten dintr-o multinacională cu printare care nu are pe ei. Nu știu copii. Ce faci? Deci noi nu putem zice nimic. Deci am venit toți copii cu prieteni de verile alea care trebuie să vin în ora care să acasă. Pentru că el nu e copii. Odată poate am o cunoștință care are un statut foarte, financiar foarte mare. Așa, care are relațiile copii. Deci s-ar putea să ai oameni care îți lipsesc și sunt buni sau s-ar putea să ai oameni care sunt mai sus decât nivelul general și trebuie să se ajungi la ei. Nu e ca costul, dar zic pentru alții în sală și vine mascarat, în Ferrari, la masa aia, da. E cam așa. Carmen Bota, Elmar Rosen, din partea companiei Brady, din Răscova. Ați tot vorbit de cazuri particulare, de postul pe Facebook. Există cumva o sinteză, sau putem face o sinteză a ce prinde, din punct de vedere caracteristic, de exemplu, să fie, să prindă, să aibă ceva umor, să aibă, nu știu, să fie ceva în care oamenii dau bine, să fie niște ingrediente specifice, pentru că există o rețetă de succes, nici nu știu exact cum întrebarea de pe care a de tuturor. Deci care ar fi ingredientele de succes ca un post să aibă succes către targetul de calitate, pentru că nu către acele posturi de candidate? Eu am trei scurte ca să vorbesc și la cum vreau să văd cum am spus. Copii, umor și serviuri. La final, anul trecut, o firmă din SUA de research a numărat vreo 200 de campanii de selfie făcute de brand-uri. Câte campanii de selfie le-a dus în România? Câte ați făcut? A făcut cineva? A zis că nu s-a făcut, după aia o să facă iar toată lumea și nu s-a făcut și. Da? Deci eu asta zic. Selfie încă merge. Încă merge. E anul în care, ok, de la anul nu o să mă facem selfie. Dar anul ăsta merge. Deci selfie, umor și copii. Conform mai multor studii pe care am trecut în 2013, referitoare la așteptările, adică Cristian de tate, selfie-uri, copii și așa, dar așteptările utilizatorilor de la companiile care sunt active pe Facebook sunt cumva la întâlnire, cel puțin așa declară ei când sunt întrebați chestia asta. Pe primul loc, sunt reducerile, discounturile, pe locul 2 sunt concursurile cu premii, dar pe locul 3 sunt informațiile despre companii. Astea sunt cele 3 motive pentru care oamenii urmăresc companii pe Facebook, da? Nu dintr-un studiu, nu din două, din vreo 5-6 publicate anul trecut. Prin state, prin Europa, nu specific în România, evident. Da, și eu am niște dubii, dar asta, dacă asta spun studiile, asta zic și eu. Ca notă personală, mie mi se pare că atâta timp cât pe Facebook ai un scop comercial, ești o companie care până la urmă trebuie să vândă niște produse, trebuie să îți setezi așteptările în așa fel încât să nu crezi că o să fii vreodată Starbucks și că o să ai milioane de reacții pe fiecare mesaj pe care îl publici și să încerci să scoți din alea 5-8 reacții pe care le ai pe fiecare mesaj niște cifre care să însemne ceva pentru business-ul tău. Pentru că problema cea mai mare este că dacă mă apuc și întreb acum câți dintre oamenii care vă sunt fani pe Facebook știți sigur că au cumpărat măcar un produs de-al vostru, vor fi extrem de puțini oameni, poate nici unul care pot răspunde la întrebare. O mică completare. Am avut și eu un studiu de genul ăsta acum 3 ani și exact asta e. Eu am un dubiu și mi-e zic de ce. Într-adevăr, e o veste bună pentru companii și sunt foarte multe studii care și-a subliniat Alex. Eu am, se numește sindromul Ariel al românului. Știți? Nu e Ariel din Disney. Cu ce spălați dumneavoastră în gospodărie, doamnă? Cu Ariel. Deci, și-a mai reponut Sperlanda. Ce bancă, să nu intrăm în astea. Dar înțelegi? Adică, ce vă gândiți de la o companie? În seriositate, și până acum toată lumea este la folicele și la iau like, adică, știi că asta sociologie se numește parcă medium class bias. Toată lumea, dacă ești prea bogat și întreabă câți bani câștigi, o să mai scazi. Dacă ești prea sărac, o să mai ridici. Eu mi-am făcut aia pe risc, dar mi-am fost rușine să spun Eu cred că sunt două dimensiuni aici. Ce conținutul se viralizează, ne împărțim cu alții. Și ce conținutul ne interesează. S-ar putea ca o ofertă să fie foarte interesantă, nu știu, să spunem,
că dacă eu văd, nu știu, avem discount la Lego 30% la Carrefour, s-ar putea să zic, ok, să mă scăd după fetițe încă un Lego. Dar nu o să dau share la chestia asta, nu o să dau 7 like-uri, să o promovez, pentru că este cumva o chestie destul de personală, neinteresantă, cross the board. Pe de altă parte, dacă Lego ar pune nu știu ce construcție nebunească, frumoasă, probabil aș da share. Cumva sunt două dimensiuni, dimensiunea ce mă interesează pe mine acționabil în offline și ce share-uiesc, ce împărtășesc cu ceilalți. Și cred că ambele, Alex ne descrie ce interesează omul la nivel personal și acționează pe baza de informații, iar Cristi ne descrie lucrurile care se viralizează. Ca lucruri viralizate, tot așa auzit în România, trebuie să dea foarte multe cauze care se viralizează. Adică dacă un post, nu știu, de televiziune, de radio, de whatever, de presă, a făcut o campanie, salvați cățelușii, balenele, satul nu știu care, whatever, asta s-a viralizat foarte mult, dincolo de partea de umor, pisicuțe și copilași. Comentarii. Și Lego. Vă dau două spui de caz și ceva pe care puteți să faceți și vă viralizați. Unu, mașina tânărului de 19 ani din Deva, de unde era, care era din Lego, care e super chestii și s-a viralizat. Doi, artista de staveta porno care este cu Lego. Asta n-am văzut-o, n-am urmărit vremurile care... Și ideea, Bianca Drăgușanu din Lego, se viralizează. În același spirit de glumă, dar asta nu e o glumă, e ceva foarte serios, am o cunoștință care a intrat pe Facebook și care a zis: eu nu vreau să dau multe like-uri, că mi se termină. Este adevărat. Și nu știa câte are și vrea să întrebe exact cam câte like-uri are ca să știe câte dă. Ce vreau să spun, ca să facă o încheiere frumoasă, este să ne gândim dacă avem banii pe care îi merităm sau dacă avem banii pe care îi vrem. Pentru că e foarte important să ne gândim ce vrem. Dacă vrem valoare, dacă vrem să avem un brand frumos, nu o să punem niciodată bikini, că nu pun chiloți. Trebuie să punem ceva ce ne reprezintă. Și atunci nu o să avem miile și viralele și Bianca Drăgușanu, nu? Să avem ce vrem. Și luați cartela PPI în Facebook cu like-uri nelimitate inclusive. Cu această discuție să spunem să termină summitul de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la următoarea discuție.